Salutare tuturor, numele meu este Andrei și după cum ați văzut în titlu, astăzi o să vă povestesc experiența mea la Electric Castle în 2023. Înainte de toate vreau să vă anunț că anul ăsta a fost pentru prima dată în viața mea la Electric Castle și am fost așa în ziua 1, din câte am înțeles, azi se numește ziua 0. Am fost miercuri, joi și vineri. Sâmbătă trebuie să plec de dimineață spre Deva la o nuntă. Și o să vă povestesc așa, în narativ, ce am făcut în fiecare zi și după aia la final așa o concluzie vis-a-vis de, no, cum a fost de fapt experiența și dacă mă mai duc sau dacă nu mă mai duc, God knows. Mi-era foarte frică de accesul în festival, adică de drumul până acolo. Cum pleci din Cluj, cât îți ia, cum ajungi, pentru că tot ce au zis îmi erau povești cu stat ore la coadă. Și mai aveam o a doua frică, ploaia. Eu, motiv pentru care în prima zi am mers cu pelerină la mine. A fost prima, da, și în a doua zi am luat pelerină, în a treia zi n-am mai luat pelerină. Am zis, no, e ok, deși eu plouat în toate trei zilele. Toate bune și frumoase, am ajuns la Iulius Mall, de unde se pleca spre Bonțida. Erau autocare, n-am stat deloc la coadă în prima zi, erau foarte multe autocare. Și cum se umplea, primul pleca, următorul la rând, se umplea, pleca, adică foarte bine organizat. În prima zi n-am stat deloc la coadă. Cum am ajuns la autocar, am urcat și am și plecat. Aici e o chestie, dar nu, să vă anunț de pe acum, un drum era 25 de lei, deci cumva 50 de lei dus întors, pe zi, doar pe transport. Cum eu am fost cu sora mea, noi am dat 100 de lei pe zi doar pe autocar să ajungem în Bonțida și să ne întoarcem din Bonțida în Cluj. Uber-ul și Bolt-ul erau undeva la 120 de lei. Deci, dacă sunteți cumva 4 persoane, e un pic mai ok să ții un Bolt sau un Uber decât să mergi cu autocarul. Pui cu 2 lei în plus, dar para mea. Dar asta nu înseamnă că autocarele nu au avut confort. Au avut aer condiționat, erau spațioase, erau curate. A fost foarte ok. Nimic de obiectat, doar că, na, 25 de lei un drum. Odată ajuns în Bonțida, în prima zi, eu nu înțelegeam nimic, eram pentru prima dată acolo. Am rămas fascinat de drumul ăla de la autocar în festival, la accesul în festival. Erau toți oamenii de pe ulița aia, de la sate, erau în fața casei și prăjau grătare mici, făceau acolo, fierbeau porumb, îți vindeau țuică, îți vindeau de toate, adică era așa ca într-un era ca așa într-un tunel al viciilor și al poftelor. Și toată lumea, na, înțeleg că fiecare încearcă să facă un ban și era o casă perfectă. Doar că de la autocar până în festival când ajungeai, de la toate grătarele care existau acolo, ajungeai efectiv mirosind de grătar. Motiv pentru care în ziua 2 m-am dus cu un mostră de aia mică de parfum și fix înainte să intru în festival, miroseam a grătar, dar m-am dat cu parfum peste și era așa un mix foarte interesant. Și mă rog, am ajuns la festival să ne caute, să nu știu ce. În prima zi m-am dus cu pelerine de ploaie, m-am dus cu camera de filmat, că am zis că fac content, n-am făcut nimic. Am avut... ce-am mai avut? Atât. Și am avut niște pastile de stomac, că se stricase sormea la stomac fix înainte să ajungem în Bonțida și am intrat repede la farmacie să luăm niște pastile și nu vreau să ne lase cu ele și am rugat frumos că e o urgență, adică nu-i... adică pastilele sunt în folie, nu-i desigila nimic, e o urgență. Mă rog, într-un final ne-am lăsat să intrăm. Prima zi, ziua 0, a fost ok. N-am avut main stage, n-am avut... mă rog, un sfert din festival era închis. Ne-am plimbat de la o scenă la alta, mi-a plăcut foarte mult la scena Hangar, Hambar, am botezat atunci, acum nu mai știu cum se numește. Era a doua scenă după main stage, ca importanță, din câte am înțeles, și ca mărime. Și acolo a fost un party cu sunete de pe TikTok și Reels, un numit Reel Party, și a fost foarte tare. Ora aia în care băgați piese pe care toată lumea le știa și toată lumea era în delir, aia mi-a plăcut foarte mult. După care a început ploaia. S-a oprit ploaia, i-am zis sora mea, hai să mâncăm ceva și să plecăm spre Cluj. Ne-am dus, am mâncat, am dat toți banii de pe planetă pe un burger. A fost, na, nu a fost așa scump, 40 de lei, erau și mai scumpe. Și după a început iar furtuna și în timp ce fugeam spre autocar, atunci a început și furtuna, am ajuns la autocar, bun, am ajuns în Cluj. Ce voiam să vă zic de pe acum e că am avut mare noroc în ziua 1 cu Lidl-ul. În Electric Castle, cine nu știe, se construiește un Lidl. Și atâta mi-a plăcut atmosfera în Lidl, deci era aer condiționat la maxim, erau globuri disco, era muzică la maxim în Lidl. Eu nu știu, era Lidl-ul meu preferat, este Lidl-ul meu preferat. Nu știu cum să vă imaginați că intri într-un supermarket ce sunt globuri disco, sus pe tavan, muzică la maxim și lumini și faci cumpărături pe acolo, deci excelent, 10 din 10, smash.
Și am avut noroc cu asta pentru că în Lidl nu erau prețuri de Lidl, nu erau prețurile din festival. Și am mai băut un Strongbow, am mai băut o apă din Lidl, că erau la un sfert, nu chiar, o treime din prețul cu care se vindea un festival. Și cum să vorbim despre prețuri, o doză de Strongbow sau o doză de bere în festival erau 17 lei. În Lidl era 6 lei, aoleu, tu mai lipseai, evident că am o muscă. Shoturile erau 13 lei, dar nu ne-am prea atins de shoturi, că erau shot de whisky, vodka sau rom și... Iar băuturile, cocktail, cred că erau undeva la 30, nu știu, că mi-am luat un gin tonic abia în ultima zi și 30 de lei am dat pe el, dar am înțeles că erau și mai scumpe, acum, I don't know, habar n-am. În a doua zi, la mall, acolo la Julius Mall, am stat un pic la coadă, da, cât să zic, am stat vreo 7 minute maxim pe ceas. Ne-am urcat, am ajuns în Bonțida și când ajung acolo, surpriza vieții mele, nu m-a lăsat să intru gardianul că aveam lanț la pantaloni. Dar nu asta a fost problema. Prima dată eu am avut niște ciocate. Am avut astea în picioare, după cum se poate observa, încă am noroi de Bonțida pe ele, urmează să le curăț, dar vreau să le curăț cu niște chestii mai speciale, să nu le stric, de asta încă am noroi pe ele după câteva zile de la electric. Și ajung acolo și domnul de la security, de la intrare de acolo, zice... Ce ai în ciocatele alea? Ce ai în cizmele alea? Ce zic? Eu nu înțelegeam ce să am. Păi ce ai? Te descalzi? Și băi, de stijucajul cu psihicul meu, de la un moment dat stăteam să mă gândesc ce căcat am. Poate chiar am ceva în ciocatele astea. Și eram, nu, n-am nimic. Și ce da ea, poate te pus să te descalzi. Și tu făceai un joc de ăsta psihologic cu mine și eu eram, bă, nu ar fi ok să mă descalzi când m-am încălțat destul de greu și mi-ar trebui încălțător, ceea ce n-am. Și n-aș rămâne acum desculț prin Bonțida. Mă pregăteam să dau speech-ul pe care îl dau tot timpul. Ăsta e speech-ul meu pe care îl dau tot timpul când sunt acuzat că am substanțe la mine sau chestii de genul. Le zic, bă, ție ți se pare că ajungeam la 30 de ani arătând așa, fără riduri pe față și cu toți dinții în gură dacă băgam substanțe? Și general toți sunt așa, ori gustă gluma, care nu-i glumă, ori stau așa și se gândește și zic, mă, na, ok. Mor înțelege la un moment dat că n-am nimic în cizme, când i-am zis că n-am cum să le scot și n-am cum să le mai bag și n-ar fi ok să mă descalz. Și după aia zice, da, cu lanțul ăla la pantalon ce-i? Și zic, eu lanț de pantalon, dacă trag o țără de el, s-o deșira tot. Și ce n-ai voie să intri cu el? Și atunci m-am enervat, zic, pe cum adică n-am voie să intru cu lanțul de la pantalon? Ce... porcăria asta, am intrat la atâtea party-uri și festivaluri cu lanț la pantalon brusc, acum n-am voie să intru cu lanț la pantalon. Și eu început să fie șmecher și zic, uite, ieri de exemplu am intrat cu lanț la pantalon, deși n-am avut lanț la pantalon cu zi înainte, dar am zis așa. Zice, da, pentru că nu m-ai prins pe mine la intrare. Și atunci am văzut că e șmecher și că are ceva deja acolo, era ceva personal, nu mai era, vezi, doamne, tu, marele gardian corect. Și zice, se vede că n-ai citit regulamentul și pe mine chestia asta mă enervează foarte tare, pentru că dacă e vorba de ceva, eu citesc tot timpul regulile, ca să pot să joc corect la limită. Deci, asta, toată viața mea am citit tot timpul regulile și tot ce trebuie, ce e legal și nu e legal, ca să știu cum să mă joc în viața asta. Și îți dai seama că m-am enervat și am scos regulamentul și am zis, unde scrie că n-am voie cu lanț la pantaloni? Și au zis, nu, dacă nu îl dai jos, nu intri. Mamă, și m-am enervat, mă uit la sora mea era în spatele meu, asta avea tot altarul de lanțuri la gât, avea lanțuri cu ținte, lanțuri fără ținte, cruci, de toate. Când au văzut circul, își trage repede vesta peste ele. Eu am început să urlu, i-am dat lanț, zic, nu, uite, ia-l, ți-l fac cadou. El îmi zice, asta sora mea era așa tot în spatele meu, să intre cumva pe după mine în festival, ca să nu-i dea și lanțurile jos. Și în timp ce intram în festival și el am zicea că poți să-l iei după festival, eu am început să țip la el, nu mai au, văd că ți-l trebuie, neapărat ți-l las ție. El țipa după mine că nu e adevărat, că n-am nevoie de el. Și eu țipam, ba, chiar ai nevoie de el, că aparent ții neapărat să-mi-l iei. Și nu, uite, ți-l dau cadou de ziua ta la mulți ani. Și era acolo un circ la intrare, îmi pare rău dacă cumva urmăriți clipul ăsta și ați fost acolo, îmi pare rău pentru circul creat, dar... No, show pe gratis. Și da, în ziua 2 am prins direct concertul Asia, trupa Asia, aia după vremea mea. Ori ținut fetele să menționeze de 100 de ori că s-au reunit după 24 de ani și mă făceau să mă simt o fosilă. A fost drăguțel, în ziua 2 chiar am vrut să stau foarte mult, dar am mai prins un tic de Lidl, după aia am început spre seară să se aglomereze pentru că era tot mai multă lume în festival și după aia n-am mai... Am început să cumpăr de la barurile din festival. Am stat cel mai mult, am stat până târziu când era deja noapte și se făcuse așa o ceață super dubioasă. Și mi-a plăcut mult pentru că m-am dus să fac poze cu semnul de la EC. Eu vă tot povestesc acum chestii, dar să știți că n-am prea făcut filmări și poze. Tot ce am filmat și tot ce am pozat găsiți pe Instagram și pe TikTok. Ultimele postări pe Instagram, am făcut și un highlight și pe TikTok
cu lucrurile de festival de anul ăsta. Na. Și acolo sunt câteva imagini cu outfiturile mele și na, pe Instagram am făcut o postare cu mai multe poze de la Electric care au fost decente. În rest, nu m-am prea focusat pe filmat și poze pentru că am fost doar eu cu sora mea, n-am mai întâlnit așa cu cunoscuți, dar n-am avut o gașcă, ca să zici, mamă ce ne distrăm. Mai mult am căutat oameni prin festival și fiind primul festival nu prea știam nimic și mai mult ne-am plimbat prin festival să cunoaștem și noi Electricul și să dăm de oameni pe care cunoaștem care să mai stăm de vorbă. No, nu a fost un festival la care să filmez sau să fac content. No, poate la anul, poate la Untold. Așa, și ziua 2 am plecat târziu, dar a fost ok, n-am mai prins deloc. La plecare, în nicio zi nu am prins coadă la plecare, no. De-aia mi-era groază, știi, că după ce stai o zi la petreceri și așa, când pleci, chiar să mai stai la coadă, aia e ultima chestie pe care vrei să mai faci. Și nu, n-am prins deloc coadă la plecare, Doamne ajută, nu știu cum, ce s-a întâmplat, direct am intrat în autobuz, am mai stat 5 minute să se umple și am plecat spre Cluj, a fost foarte ok. Și în ziua 3, noi am vrut să plecăm mai devreme, dar ne-am luat acasă cu poveștile, eu cu sora mea și cu o prietenă de-a ei. Atâta ne-am apucat să povestim și să ne prostim și am dat ceva șoa de vișinată pe care l-adusesem de la tata și început să ne distrăm mult prea tare în casă. Și am zis la un moment dat, bă, hai totuși să mergem la festival. Și când am ajuns la mall, era coada până la mama naibii. Am stat o oră și un pic la coadă să intrăm în autobuz. După aia am mai făcut mai bine de o oră să ajungem în Bonțida, că era coadă bară la bară, era deja vineri, venea multă lume spre festival. Eu am fost la toaletă înainte să plec de acasă, dar n-aveam de unde să știu că durează 3 ore să ajung în Bonțida. Motiv pentru care la un moment dat la apropiere de Bonțida simțeam că îmi pleznesc, că nu mai pot să țin în mine treaba mică. Și l-am rugat pe șofer dacă noi... Eu știu că autocarele au toaletă de urgență și era în spate o chestie care semăna cu autocar care are, că mai știu eu că am mai umblat eu cu autocare la viața mea. Și ăla mi-a zis că nu, că nu se poate folosi, după care i-am zis că îl implor să oprească un pic, că simt că nu mai pot să țin în mine. Și eu nu fac de astea, eu chiar țin. Pot să țin, adică am fost atâtea concerte și am ținut ca să nu pierd loc primul rând, dar de data asta chiar nu mai puteam să țin. Și n-au vrut. E bine, am oprit în Bonții, dar nu vă mint. Am sărit din autocar, m-am dus direct printre pe ceva uliță. Erau la un moment dat ieșiseră 70 de cățele dintr-o curte care de la mici, care lătrau. Și eu făceam treaba lângă. Și a fost atât, deci a fost cel mai frumos moment de la Electric Castle, că m-am simțit așa ușurat. Și după aia, în ziua aia, am zis, nu, dacă am scăpat cu bine și uscat după experiența asta, vreau să mă distrez. Nu, și ne-am dus, și ne-am luat shot-uri, și ne-am distrat. Și a fost, ziua 3 chiar a fost faină. Mi-a plăcut, m-am distrat, deși eu am așa o chestie cu festivalurile. În prima zi, oriunde merg așa să văd care e vibe-ul, care e treaba, nu se întâmplă nimic. În a doua zi, tot timpul merg cu vibe-ul de azi, vreau să mă distrez, vreau să fie mișto. Dar în a treia zi, eu nu mai gândi că o să mă distrez, dar m-am distrat mai tare ca în ziua 2. Și după aia, nu, m-am trezit dimineața și am plecat spre Deva la nuntă. Sora mea a fost și sâmbătă la Electric și mi-a zis că a fost la... A luat autobuzul de la o altă stație, nu știu cum se numește, Expo Transilvania. Și a zis că acolo nu era nimeni la coadă. Efectiv, a ajuns și a intrat prima în autobuz. No, noi nu ne-am gândit să mai căutăm și alte stații. Ne-am dus direct la mall, că pana mea, nu, știam de mall și probabil așa au făcut toată lumea. Deci se făceau cozi de pandis, am stat o oră și ceva. No. Dar per total a fost experiență super mișto. Și ce vreau așa la final să menționez, zic, e un festival unde ar trebui să mergi cu prieteni. Adică, no. Nu cu prieteni, normal că nu merg cu dușmani, dar gen cu gașcă. Că m-am fost numai eu cu sora mea, nu, cum să te și distrezi? Dacă ești așa cu gașca, parcă nu, ai chef de tot felul de chestii, de hai să merem acolo, hai să facem aia, hai să dăm un shot, hai să dansăm, hai să ne prostim. Dar așa noi, majoritatea festivalului ne-am plimbat. Apropo, la finalul celor 3 zile m-am uitat pe telefon și am umblat 23 de kilometri în festival. Deci atât de mult am umblat pe jos. Da. Mă gândesc, repet, dacă ești cu gașca e mult mai amuzant la un festival. Eu până acum am fost doar cu gașca și ne-am distrat. Acum la Electric, nu, a fost și prima dată, nu știam nimic, dar mi-a plăcut foarte mult vibe-ul și ai impresia că ești așa, cumva, într-o altă, e ca o lume, ca o lume așa, o stimulare, nu știu, ceva, o altă lume și mi-a plăcut foarte mult și... Da, îmi doresc să merg și la anul, dar după cum am zis, cu mai mulți oameni, ca să fie mai amuzant. Cât despre muzică, mi-a plăcut muzica, deși s-au anulat 3 artiști mari.
The Chemical Brothers, Peggy Gou și mai era o tipă DJ. Na, acum ce să zic, nu pot să zic că mi-a displăcut muzica, atâta tot că lipsește o scenă cu muzică cu versuri, pentru că după ce se termină main stage-ul la 12 anul ăsta, când au venit ăștia care se încheie, nu mai ai muzică cu versuri, ai doar techno, știi, și un pic, na, dacă n-ai ascult genul ăla de muzică, nu prea mai ai ce să faci după 12, spui muzică pe telefon, dar în rest, chiar mi-a plăcut. Și ai foarte, adică variante de mâncare chiar ai foarte multe. Și ai foarte multe activități de făcut acolo. De la dat cu bicicleta în aer, erau niște chestii, balon cu aer cald, roata aia, celebra roată, carusel, tot felul de jocuri de-astea, board games, super multe chestii ai de făcut și e fain vibe-ul, chiar e fain, mi-a plăcut mult. Iar fricile mele, că ziceam la început că am avut frică cu coada, coada am prins-o doar vineri spre festival, eu aveam frică de coadă la întoarcere, n-am experimentat asta. Și a mai fost ploaia, dar mă, nu le simți, ai atâtea locuri unde stai de postești și când nu mai ai chef, ia că ai fugit la autobuz și aia e, adică nu a fost atât de dramatic cum imaginam că ar putea fi. Probabil și ei de-a lungul anilor organizam mai multe locuri acoperite și așa și cu autobuzele să nu stai la cos și alte chestii, dar chiar a fost ok, adică... aștept cu interes ediția de anul viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și repet pentru mai mult content și să vedeți ce poze și filmări am de la Electric, vă invit pe Instagram și pe TikTok. Eu acum mă pregătesc pentru Antold, mă pregătesc psihic și fizic pentru Antold. Nu știu, mi se par foarte solicitante festivalurile de la cât umbli pe jos și muzica și socializarea și așa, chiar te termină un pic, îți termină bateria socială, dar vreau să mă duc cu forțe. Forțe maxime și la Antold. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Vă doresc o săptămână superbă și o vară în continuare. Ce? Și în continuare o vară superbă. Ciao!